Vă salutăm, dragi prieteni, dintr-un spital de aici, din Lima. Sunt la spital cu Valentina. Ea are probleme cu stomacul de foarte mult timp, dureri puternice, gastrită. Și astăzi am luat, apt acum câteva zile, am luat decizia să mergem să-și facă o endoscopie. Nu mă gândeam că a merge la spital este un proces atât de complicat și de aceea am luat decizia să filmez. Și ce am filmat, ceea ce veți vedea astăzi, credeți-mă că va face să spuneți: bă, ce bine că trăim în România și cât de bun este sistemul din România. Fiți atenți aici, prin toate chestiile prin care am trecut noi, uitați-mă, vorbesc foarte așa pentru că sunt super nervos și super de la peste cap. Uitați-vă care sunt chestiile prin care am trecut pentru a putea ajunge aici și încă n-am intrat la doctor. Fiți atenți. Primul pas pe care trebuie să-l facem este acela de a plăti prețul endoscopiei. Am vorbit with how many clinics? Around 4. Deci am sunat, am scris pe WhatsApp la vreo 4-5 clinici, ceva de genul ăsta. Am găsit una, the total price is 220 soles and la biopsia is around 130. Am mai fost la o clinică particulară undeva mai încolo și ne-au cerut 1000 de sole și o să vă pun pe ecran cât înseamnă chestia asta în lei, 1000 de sole și pentru endoscopie. Aici am găsit la 220 cu 130 biopsia, 350. După care ne-au spus că pentru a ne putea face programare trebuie să mergem să plătim. Și a trebuit să venim aici la bancă, Vale a intrat să evident să plătească și pe urmă peste 3 zile noi avem programare. Mi se pare super ciudat, frate, deci super ciudat. În România cum e? Sun la sanador, le zic că vreau să-mi fac sau unde e? MedLife? Sun, zic că vreau și o programare și asta e. Jean, e pe aici? Uitați aici frumos, 220 de soleș și cu asta ne prezentăm la clinică. După ce Valentina a plătit și a primit confirmarea appointmentului, the lady from the clinic sent her a list. And now let's please read the list, exactly which are the things that we need. Care sunt lucrurile de care avem nevoie pentru ca ea să-și poată facă, să-și poată face endoscopia. 4 pareri de guante. Asta înseamnă 4 perechi de mănuși, numărul 7. Ampolia midazolam. Eso no sé qué es. Es como anestezicul, să și-l cumpere ea. Seringă. Aguja de 25. Acul. Papel toadealgan. Chestia asta. Semiticona gotas. Eso no sé qué es. Habar n-am. Și mantia chirurgicală. Fiți atenți cum mergem noi acum să cumpărăm toate aceste lucruri astfel încât fata asta să-și poată face endoscopia. A cincea farmacie în care nu am găsit ce ne trebuie, mai încă una exact aici, la 2 metri. Deci nici aici nu am găsit ac și mantie din aia chirurgicală. Valen, you have to tell them that you cannot find. They've been to 6 pharmacies and that's it. Asta e. But not, don't tell them today. Esperamos. Yeah. Have you ever been through something like this? No. To how many pharmacies have you been to? I think like 7. No? And I think it's very weird that they asked me for those gloves, like 8 gloves. And I only have 2 hands. Maybe also for the doctor too. But yeah. But why 8? What? And why? Muchas gracias, hasta luego. Asta este singura farmacie la care am găsit ac și ne-a costat un sol. Finally. Yes. So we bought the needle which was how much? 1 sol, no? 1. 1 sol, deci am cumpărat acul. Un sol pentru 5, am luat 5 și acum ne lipsește mantia chirurgicală and they told us that we have to go to a place to some shops that are near hospitals. Because they acolo se găsesc materiale de astea de spital. Ireal,
And like I told Valen, maybe they are going to tell us that we have to do the procedure on our own. Da, frate. Aceasta este ziua cea mare, mergem la spital și aici avem așa. Mânușile, avem 4 oace, deși ei n-au cerut unul singur. Avem seringa, avem... Valen, ce este asta? This is something that helps for them to see better the stomach. Ah, e o substanță, nu știu la ce se folosește. Și aici este fiola cu anesteziantul, nu? Nu, sunt sedantul. Ah, ok, da. Nici nu știu cum se zice asta. Da, ne lipsește, so it's missing, we're missing that, how do you call? Mantia chirurgicală, pe aia nu avem. Și, and they said we need to have 4 of these and we only have 2. Yeah, da, cred că o să fie ok. Exact acum am ajuns la spital. O duc pe Vale până sus, după care mergem afară să vă filmez puțin. Că nici nu cred că am eu voie să stau aici. Da, acum ne-au pus să mergem să aducem scrisă proba de COVID. Și nu avem unde să facem la imprimantă, frate, este imposibil, nu avem unde pe aici. Da, deci noi am venit exact la ora 8 când ne-au zis ei, frate. Ha. Și acum ne-au zis că trebuie să așteptăm până la ora 10, pentru că ei au pus... What did they say? Da, stai că mai avem de cumpărat aici lucrurile care ne lipsesc. Da, acum am prins de ce ei te pun să-ți cumperi lucrurile tale, pentru că exact pe străduța asta aici sunt o grămadă de magazinașe care numai asta îți vând. Uite, în față acolo, prăba COVID. Acolo la fel. Vând toate prostiile astea și probabil ca să facă un ban sau sunt în colaborare cu ăștia, sunt obligat să cumpere, nu-mi dau seama exact care e combinația. Ok, mulțumesc, gracias. Deci asta era singura treabă care ne lipsea. Por qué dijeron que, why did they say that we need to go at 10? Because I don't know how to say that in orden de llegada. Because the faster you arrive here, the sooner you get. Ia uite, și aici, de exemplu, aștept pentru alea de laborator. Eu acum am ieșit să caut, poate găsesc să-i scot la imprimantă, Valentine, chestia aia, frate. Nu înțeleg unde. Asta mi se pare interesant, să stai așa în afară, să aștepte testul. Nu e nasol. Deci uitați-vă și voi până unde am ajuns, frate. Am mers cred că vreun kilometru jumate. Și este imposibil de găsit ceva, nu știu noi o să tragem chestia aia la imprimantă, testul. Mamă, și cum arată, bă, pe aici. Deci, e ciudat rău, o să vă arăt puțin mai în față. Sunt oameni care îți vând din astea, vrei să faci RMN, vrei să faci tomografie, stă unul pe stradă și zice. Și te bagă așa înăuntru, cu japca. Eu n-am fost la spital pe aici, în America de Sud, n-am avut probleme niciodată, dar într-o zonă super ciudată. Am găsit aici un loc la încă vreo 800 de metri față de unde eram înainte și am ajuns. Si, lo he enviado. Muchas gracias. Un loc de ăsta la fel obscur, vai mama lui, frate, mamă. Gata. Și fii atenți aici. Deci ăștia au hotel și pe urmă exact lângă băiatul ăsta te ia și te întreabă, vrei să faci tomografie, vrei să faci RMN, vrei să faci nu știu ce. Mamă, exact ca la, cum îi zice, ca la piață, frate, la ăștia exact ca la piață, ești nebun. Interesant. Exact acum, după vreo oră și ceva, a ieșit Valen și nu se simte bine deloc. Te duelem? Mucho? Pero dónde? Muéstrame. ¿Qué tenemos que hacer? Marcha guay. ¿Qué está la botica? Dale.
Da, hai că i-a făcut și biopsia. Trebuie să mai plătesc 130 de soleși din ăștia. Aici, jos. Mamă, ce e aici? Asta este, cum îi zice, endoscopia Valentinei și zice așa, care gastritis erosiva antral, gastropatia compatibilă cu un gastritis cronica superficial. Control consurizat de biopsia. Dar i-au zis că e puțin suspectă de ce? De heliobacter, nu? Da, și au zis că de celule cancerogene sau astea nu e cazul, dar trebuie să fac... I'm talking to you in Romanian. Yeah, but I understand. You understand, yeah. Că nu este cazul, but they need to do it for qualquer cosa. But what is not the case? Okay? You said it's not the case. No, I said that it's not the case of... What case? About cellulas cancerifenas. Ah, no. He said that he cannot notice it with the endoscopic, but anyway, he needs to check it. Biopsia, and maybe, no, maybe, I don't think so, but supposedly... To be safe. Clear, it's more clear with the biopsia. Uite așa aici, mucosa congestiva, signo de campa negativă, mucosa eritema parcelar, this I don't understand. Și evident că l-a dat aici medicamentele. Și evident că nu înțelegem absolut nimic. Entiende sa algo de aquí? Nada. Pero eso creo que es omeprazol, es el primero. Este es omeprazol, 100%. Ce se de aici este la ozemeprazol sau cum îi spune. Și aici a luat un ACI tip. O avem acolo. Ok, muchas gracias. Ăsta? ¿Cómo tienes que tomar eso? Después de... Desajunul, marțul, cena. Deci după fiecare masă trebuie să ia chestia asta. Suspensiun via oral. Acum o să ne punem să mâncăm ceva. Nu știu cum se simte asta mică. Trebuie să mergem să luăm și pastile celelalte. A fost o nebunie totală. Cum te simți sau ora? I have sore throat. Sore throat? Pero no digo con la mente, con esa problema y todo. You feel? No, no, digo que psíquicamente, emocionalmente. Ah, emocionalmente. Sí. I'm okay. You're okay now? Yes. Don't laugh because you're very scared and so on in the morning. Yeah. Ați văzut și voi cum se întâmplă lucrurile pe aici, dacă vrei să mergi să-ți faci niște investigații din astea. Nu știu dacă asta e neapărat o investigație basic. Da, Valentina are asigurare, doar că e mult, mult mai complicat, plus că nu e o urgență ce se întâmplă la ea, înțeleg, și nu avea niciun fel de sens, dar are asigurare și eu am asigurare. Asta e, în total ne-a costat 350, vreo 400 de soleși, tot ceea ce a trebuit să luăm, vreo 400 de soleși de sub 100 de euro, totul. Eu cred că e un preț ok, nu mai știu costa asta în România, aștept să-mi scrieți, nu uitați că vă iubesc, la revedere, pa, pa. Haos total, frate. Deci haos total. Se mișcă ăștia super încet. Cel mai încet din lumea asta. Am ajuns la ora 8 aici și acum este ora 2:30. Bine că s-a terminat cu bine.